O mașină s-a făcut scrumă aseară în cartierul Meseș din Zalău. Flăcările au cuprins cu repeziciune autoturismul, care a ars ca o torță. În momentul producerii evenimentului, șoferul se afla singur în mașină. A văzut că iese fum de la un difuzor și a oprit autoturismul, după care a ieșit să ceară ajutor. Se pare că incendiul a fost provocat de defectul termic al curentului electric. Proprietarul mașinii nu avea asigurare casco, așa că paguba nu va fi recuperată. Cauza probabilă de incendiu a fost efectul termic al curentului electric. Din nefericire, cu toată intervenția pompierilor, mașina a ars aproape în totalitate. Păi am urcat în sus și urcând în sus am văzut că a ieșit foc din bord. Din bord de la motor așa la care baga aer și de la difuzor. Deci mergeau amândouă. Știi? Și nu m-am văzut că ieși. Am oprit mașina în loc. Și după ce am oprit mașina în loc, am oprit mașina și am vrut ca să am scos difuzorul afară, l-am scos tot, am început să stingem, dar până am văzut că s-au încins pe tare, știi? După a venit un vecin de aici și m-a luat de acolo, că nu cumva să facă explozie, să mă lovească. Câți ați fost în mașină? Unul, numai eu. Numai eu și vecinul care o coborea. Eu urcam și un coleg, nu știu cine, coborea în jos cu mașina și el m-a ajutat. A văzut că ieșe fum. L-am chemat, o oprit, am văzut că nu putem stinge, am chemat pompierii, că nu cumva să se întâmple altceva, știți? Asta a fost. Ați avut asigurare, casco sau? Nu, numai asigurare normală, deci obligatorie. Deci veți cumpăra altă mașină? Că... N-avem ce face. M-a luat de aici unul că eu am vrut să mai sting, să iau baterie, să fac asta. M-a luat de aici și a zis că nu cumva să explodeze rezervorul de motorină. Și apoi după aceea să mă lovească și pe mine, că nu, că fierile să mai tomnesc, dar dumneata, hai, și apoi m-a dus până acolo sus, până când au venit pompieri.